În primul material de astăzi din cadrul live-ului am văzut cum s-au cam liniștit apele între Liviu și Ștefan. Amândoi spuneau că lasă lucrurile așa, s-au ambalat, au discutat, au exprimat fiecare punctul de vedere și nu mai continuă acest conflict. Am văzut că Ștefan a mers la doamna Viorica și a părut rău pentru acest conflict în ideea în care este vorba despre fiul dânsei și suferă. Și doamna Iuliana a spus că nu a vrut să folosească acel termen, ci altul nu a vrut să sune atât de rău, a vrut să spună ceva mai ok, dar i-a ieșit papițoi și că și dumnea ei a fost deranjată de faptul că a fost făcut Ștefan fals, parșiv și așa mai departe. Maria vrea și ea pace și liniște, a zis că vrea să se țină departe de tensiuni și chiar Spunea doamnei Iuliana, chiar nu putem uh, să ne ținem departe de tensiuni și să ne vedem de toți trei. Așadar, lucrurile par lămurite, și s-au calmat uh, spiritele.